cultură se face din nou, se face la scară europeană, lumea este deja săturată în exterior și la noi chiar. Noi suntem ceva mai îndepărtați de modele recente, suntem mereu un pic în urmă și știm cauzele obiective și reale, dar în același timp dăm și rezultate, nu mă refer neapărat la noi cei de față, dar la nivelul întreg al României sunt rezultate excepționale. În acest sens aș vrea să spun că așa privim și noi sensul artei, acela de a încerca să pătrundem sensul lucrurilor, să ne apropiem între noi și acest simpozion din Masivul Retezat ne oferă această ocazie de a face o experiență de 2 săptămâni în care comunicăm din toată puterea conștiinței noastre, a sufletelor noastre, muntele ne creează condițiile astea, gazdele noastre, prietenii noștri ne oferă această posibilitate de a sta într-o atmosferă cu totul specială, de a pune în discuții probleme extrem de importante pentru tineri artiști, pentru artiști în general, pentru oameni în general, cum anume putem răzbate, cum anume putem manifesta și reuși în câmpul artei. Și facem excursii, cum spunea și domnul Țăruș, facem foc de tabără, ne simțim extraordinar de bine, trecem întotdeauna foarte repede, în același timp timpul se și dilată, facem foarte multe lucruri. E foarte frumos să lucrezi cu ceilalți în jurul tău, e foarte frumos să fie mai multă lume. Unii artiști, da, se tem de prezența celorlalți, nu pot lucra când e cineva lângă, dar noi nu. Noi, pe lângă faptul că facem pictură împreună, facem și schimb de experiență din cauza că sunt cei din Chișinău, au un mod anume de a picta, de a sculpta, că au fost și de la sculptură din Chișinău. Noi avem alt mod și apoi discuțiile și tot ceea ce se întâmplă acolo sunt foarte benefice.